Președintele Consiliului Județean Buzău, Petre Emanuel Neagu, a declarat că în curând vor fi demarate licitațiile pentru lucrările de reabilitare a două tronsoane de drumuri care facilitează accesul către Vulcanii Noroioși. În săptămâna luminată, conducerea Consiliului Județean se roagă ca demersurile să nu fie umbrite de vreo contestație. Asta a fost ultima ședință vis-a-vis de aprobarea, iar după săptămâna luminată, de finanțare cu Ministerul Dezvoltării. Ce vreau eu să vă anunț, deja noi am intrat în procedurile de licitație pentru acest drum, deja a fost adjudecată consultanța, că va fi consultanță pentru acest drum, deși intrăm în procedura finală de licitație, proiectare, execuție și sper eu că dacă vă suntem în săptămâna luminată, o să le lumineze liniților și celor care participă la licitații să nu facă protestații. Adică să nu le creăm motive de a face. Dacă nu vor exista întârzieri datorate unor contestații, atunci lucrările de reabilitare a drumurilor ar putea începe de la anul. După ce s-a judecat licitația, va fi o perioadă de câteva luni de proiectare. Da, pentru că sunt făcute toate studiile, Daliu și așa mai departe și practic și aici sunt ferm convins că lucrările în plin, dacă vreți, pe execuție vor începe în primăvara anului viitor. Cele două sectoare de drum care vor urma să fie modernizate sunt DG102F și DG220A.